Se apropie sărbătorile și atunci o să rugăm toate instituțiile să se mobilizeze mai bine, ca noi să ne pregătim bine de sărbători. În mod special vreau să atrag atenția la situația din VEM, dar și din aeroport, să suplimentăm resursele. Aici vă rog Ministerul Afacerilor Interne, dar și Ministerul Finanțelor să suplimentăm numărul de polițiști de frontieră, numărul de vameși, ca să putem să procesăm cât mai curând. O să rugăm să vorbim și cu Bucureștiul pentru ca să suplimenteze și Bucureștiul numărul de personal, să putem să acomodăm numărul în creștere în perioada asta cetățenilor noștri care vin acasă pentru sărbători. La fel, domnul ministru Iefros, să suplimentăm și patrulile pentru ca să ne asigurăm că cetățenii circulă în siguranță. Vreau să mă adresez și procurorilor. Știu că pe data de 22, adică mâine, aveți adunarea generală a procurorilor și vreau să încurajez participarea dumneavoastră. În sfârșit, să alegeți pentru prima dată, există această oportunitate să alegeți un organ de autoadministrare care să vă reprezinte și care, într-adevăr, să înfăptuiască curățarea sistemului și organizarea corectă a sistemului procuraturii. Și eu sunt sigur că și dumneavoastră vă doriți ca societatea să respecte instituția procuraturii. Iată că mâine aveți oportunitatea să demonstrați că toți sunteți parte a acestui efort pe care societatea îl așteaptă. Mai vreau să am un mesaj în domeniul justiției. Văd că foarte multă lume se agită și încearcă, depune multe eforturi să discrediteze acest efort de reformă a justiției. Doamna ministră Mihailov, felicitări pentru ceea ce faceți și faptul că unii încearcă să vă atace și încearcă să discrediteze activitatea dumneavoastră nu demonstrează altceva decât faptul că faceți exact ceea ce trebuie. Vă mulțumesc încă o dată. Stimați colegi, dacă aveți ceva pe agenda. Da, vă rog, domnul Rotar. Da. Domnul prim-ministru, pe agenda suplimentară propunem avizul la amendamente privind legea bugetului de stat și legea 270. Mulțumesc. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Buzu. Mate, domnul prim-ministru, de asemenea solicit și eu de inclus subiectul cu privire la avizul, la amendamentele cu privire la proiectul legii asigurărilor sociale de stat pentru 2024. Mulțumesc. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Alte solicitări nu sunt. Atunci trecem. Stimați domnul prim-ministru, solicitarea de a include pe ordine de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, asigurarea integrității și funcționalității pieței energetice electrice, amendamentul la inițiativă legislativă 400 din 2023. Așa, mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acum să trecem la resursele umane. Mulțumesc. Bună dimineața. Deci, propun, în conformitate cu articolul 4, aliniatul 1, litera A din legea 151 cu privire la agentul guvernamental, propun eliberarea domnului Dumitru Obade din funcție de agent guvernamental, reprezentant al Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, din data de astăzi, 21 decembrie 2023, în baza cererii de demisie. Rog aprobarea acesteia. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna ministră. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, domnul secretar general Mijă. Stimați colegi, în baza prevederilor legale se propune eliberarea domnului Ioan Mână Scurtă din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat din data de 22 decembrie 2023 în baza cererii de demisie. Mulțumesc. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă,
Abțineri nu sunt. Continuați, vă rog, domnul Mijă. Stimați colegi, în baza prevederilor legale se propune numirea domnului Nicolae Drumea în funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelarii de Stat din data de 2 ianuarie 2024. Domnul Drumea este licențiat în drept la Universitatea de Studii Europene din Moldova. Parcursul profesional cuprinde activitatea în funcții manageriale și de execuție în sectorul public, în special în autoritățile administrației publice locale. Solicit aprobarea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Și acum trecem pe agenda. Avizul asupra amendamentului la proiectul bugetului de stat pentru 24, bugetul investim pentru copii. Domnul Rodaru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului asupra amendamentelor la bugetul de stat pentru anul 2024. De către deputați din Parlament au fost înaintate 43 de amendamente care prevăd cheltuieli suplimentare în sumă de 1 miliard 470 milioane lei, din care solicitări pentru autorități publice locale 860 de milioane lei, redistribuiri și alocații în sumă de 150 de milioane lei și diminuarea unor alocații cu suma de 20 milioane lei. Unele amendamente care prevăd solicitări de mijloace financiare suplimentare au fost prezentate fără a fi indicată sursa de finanțare acestora. Din amendamentele prezentate, 14 se propun a fi susținute integral, 9 susținute parțial și 20 nu sunt susținute. Argumente prin susținerea parțială sau nesusținerea amendamentului sunt expuse în proiectul avizului. Astfel, pentru amendamente acceptate pot fi număra cele de mai jos. Majorare cu 250 lei a cuantumului alocatului pentru veteranii de război participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, persoane participante la acțiuni de luptă în Afganistan și veterani de război participanți în al doilea război mondial. În acest scop au fost identificate resurse suplimentare de 82 milioane lei. Majorare valori de diferență pentru personalul Comisiei Electorale Centrale, Inspectorat Social de Stat, Agenție Națională Transport Auto, Agenție Navale, Agenție Feroviare, Inspector Național pentru Supraveghere Tehnică, Agenție Geodezie, Cartografie și Cadastru, Agenție Medicamentului și Dispozitivele Medicale, Casa Națională de Asigurări Sociale, Oficiul Avocatului Poporului, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și unor angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, pentru personalul științific din cadrul organizației din domeniul cercetării, inovării, valoarea de referință a fost majorată ca și pentru personalul din educație la 2.300 de lei. Costul total al măsurilor salariale din majoritatea din majorare valori de referință constituie 233 milioane de lei pentru 14.000 beneficiari. Iar asigurarea financiară acestor majorări pentru instituții bugetare va fi asigurată din alocații planificate în buget stat în aceste scopuri. Totodată, din bugetele autorităților au fost identificate surse suplimentare în sumă de 205 milioane de lei, care au fost redistribuite în fondul prevăzut pentru măsurile salariale, de unde ulterior se vor repartiza în funcție de necesități. În total, acest fond va constitui 1 miliard 855 milioane de lei. Subvenționarea tarifului la distribuirea ziarilor, 11 milioane de lei. Includerea în bugetul pentru anul 2024 mijloace pentru implementarea proiecte finanțate din surse externe, în sumă totală de 271 milioane de lei. Totodată se propune alocarea suplimentară a mijloacelor în sumă de 15 milioane de lei pentru fortificarea capacității instituției instituționale a Procuraturii Anticorupție. Amendamentele susținute atrag după sine modificări corespunzătoare la textul proiectului de lege în anexele corespunzătoare, fără a modifica indicatorii principali bugetari de stat, venituri, cheltuieli și soldul bugetar, aprobați în Guvern și adoptați în Parlament în prima lectură. Ieșind din cele menționate mai sus, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă. Da, domnul? Domn prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Culturii roagă Ministerul Finanțelor, în urma ultimelor negocieri de ultimele minute, să accepte modificarea pe interior la capitolul investiții capitale, 2 milioane de lei de la un obiect și repartizarea la alte două obiecte. Vă mulțumesc. Domn prim-ministru, Ministerul Infrastructurii la fel solicită alocarea suplimentară a 20 de milioane lei pentru Agenția Navală din contul mijloacelor financiare ale fondului rutier pentru achiziționarea unor remorcheri. Ok. Într-adevăr, s-a discutat pe ultima sutimente, sunt nu alocări suplimentare, sunt redistribuiri. Da, redistribuiri. Dacă exact, sunt redistribuiri, da. Noi atunci coordonate. Mulțumesc. Le acceptăm. Da, domnul ministru, vă rog.
Vin și eu cu, în mod respectuos, cu o solicitare de a se lua în considerație includerea în avizul generalizat, propunerea de a completa la articolul 20 aliniatul 3 cu următorul cuprins, că valorile de referință stabilite la articolul 10 aliniatul 2, litera G și H, se pune în aplicare din data promovării evaluării externe sau după caz extraordinare, cu recalcularea salariului din data intrării în vigoare a prezentei legi. Este vorba despre categoria de judecători și procurori care trec prin exercițiul de evaluare, fiindcă față de anumiți reprezentanți ai sistemului judecătoresc și a procurorilor sunt mai multe etape, unii trec mai devreme, alții mai târziu, pentru a elimina anumite anumite suspiciuni de tratare diferențiată, se propune că valorile noi de referință la salariu se vor aplica din data promovării evaluării extraordinare și cu recalcularea salariului din data intrării în vigoare a prezentei legi. Mulțumesc! Ok, mulțumesc. Bine, eu atunci propun noi să susținem proiectul, adică avizul. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri, nu sunt. De principiu, ziceam domnul ministru Rotaru și domnul secretar general Mija, să avem o schimbare a reglementării prin care aceste, cum să zic eu, realocări de fonduri într-o anumită măsură, să zicem 20-30% din bugetul total per categorie, să fie în responsabilitate, dar și în autoritatea miniștrilor, ca noi să avem o mai mare flexibilitate în acest sens. Dar asta o să facem în primul trimestru a 2024. În continuare, domnul Buz, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetelor asigurărilor de stat pentru anul 2024. Avizul este elaborat în condițiile parvenirilor mai multor amendamente din partea deputaților Parlamentului la proiectul legii bugetelor asigurărilor de stat, promovat recent în ședința plenară pentru prima lectură. O să mă refer la principalele modificări care se referă la majorarea cuantumului alocațiilor pentru veterani de război, participanții la acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și veteranii de război participanți la al doilea război mondial, cu 250 de lei, o majorare a acestei alocații. Urmarea celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă rog să continuați, domnul Rotaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune atenție dumneavoastră proiectul de aviz unic al Guvernului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din legea 270-2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. La proiectul de lege au fost înaintate 6 amendamente care prevăd completarea și modificarea textului legii pentru modificarea legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, din cele 6 amendamente prezentate spre examinare de către Ministerul Finanțelor nu a fost unul amendamentul ce se referă la majorarea claselor de salarizare pentru funcția de metodist în învățământ general, învățământ profesional tehnic, contextul în care atestă circa 6.156 de unități de personal, sunt poziționat potrivit grilei de salarizare sub același cod de funcție. În acest sens, propunerea implică costuri suplimentare 153 milioane lei, care nu au fost prevăzute în buget. La fel, nu a fost ținut amendament ce se referă la echivalarea claselor și coeficientul de salarizare pentru personal din Centrul Național de Expertiză Judiciară, la nivelul celor stabilite actualmente pentru personal din cadrul Centrului de Medicină Legală. Propunerea respectivă urmând să distorsioneze sistemul actual de salarizare în sectorul bugetar. Subsidiar, nu a fost susținut amendamentul ce se referă la majorarea cuantumului sporurilor lunare pentru titlul onorific stabilit în articolul 15 legii 270. Propunerea nu are acoperire financiară în proiectul bugetului stat pentru anul 2024. În contextul în care vizează majorarea cuantumului sporului pentru toate categoriile de titluri onorifice, precum și excluderea limitării de a beneficia de spor pentru toate titlurile onorifice. Totodată, de către Ministerul de Finanță au fost ținute amendamente ce se referă la stabilirea unor spor pentru consolidarea capacității manageriale a personalului din cadrul autorității publice locale, din nivelul 1. Acesta urmând a fi acordată mărime 50% din salariul de bază pentru funcție de primar, viceprimar și secretar al Consiliului, conform statului personal avizate de către Cancelarea de Stat, precum și amendamente ce se referă la majorarea nivelului salarial al personal din Agenția Națională a Transport Auto, Agenției Navale, Agenției Feroviare, Inspectoratul de Stat a Muncii, Inspectoratul
Social de Stat, Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, precum și a unor funcții de mediator comunitar. În contextul celor relatate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă rog, domnul secretar de stat. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, asigurarea integrității și funcționalității pieței energetice electrice. Prin amendamentul examinat, se propune operarea unui șir de intervenții în cuprinsul inițiativei legislative înaintate de către Guvernul Republicii Moldova și înregistrate în Parlament cu numărul 400 din 10 noiembrie 2023, scopul de bază al căreia era asigurarea integrității și funcționalității pieței energetice electrice. Ajustările normative propuse în acest sens se focusează pe următoarele. Consolidarea cadrului normativ referitor la examinarea intervențiilor, investițiilor de importanță pentru securitatea statului și completarea proiectului cu prevederi noi referitoare la monitorizarea respectării cerințelor legii numărul 174 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, astfel încât să se asigure posibilități suplimentare pentru autoritățile statului de a interveni eficient în situația de pistării unor încălcări de lege cu potențial de preacreditare a securității statului. Și următorul aspect pe care îl vizează acest amendament este flexibilizarea mecanismului de eliberare a actelor permisive, în speță prin emiterea unor acte permisive cu titlu temporar pentru alte genuri de activitate decât cele prevăzute în nomenclatorul actelor permisive care fac parte din categoria licențelor, pe fundalul unor situații excepționale la nivel național sau regional care ar reclama pentru soluționarea lor asemenea categorii de măsuri. În acest sens, în cadrul avizului oferit de guvern, se propune un șir de intervenții și ajustări care vor asigura o ameliorare atât a prevederilor din amendament, cât și a inițiativei legislative de bază. Ori, analiza efectuată în acest sens de către ministerele care au contribuit la elaborarea avizului unic a scos la iveală oportunități suplimentare de ajustare a cadrului normativ vizat de proiectul de lege de bază, care vor asigura și ele un spor de siguranță pentru desfășurarea activităților în acest domeniu. Guvernul comunică susținere de principiul amendamentului cu propunerile și recomandările de îmbunătățire expuse în aviz. În contextul celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acum vă rog, domnul Buzu. Stimați colegi, prezint atenție noastră hotărârea de guvern privind modificarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Hotărârea de guvern prevede stabilirea indemnizației unice la nașterea copiilor la 20.000 de lei, începând cu anul 2024. Aceasta prezintă, practic, o dublare a acestei plăți față de anul 2023. Estimăm că de această prestație vor beneficia peste 33.000 de familii în anul viitor. Vreau să reamintesc că datorită acestui guvern, aceste familii vor beneficia și de o plată lunară în valoare de 1.000 de lei pentru primele 24 de luni ale copilului. Adițional, la indemnizația pentru creșterea copilului, indemnizație care se stabilește în baza contribuțiilor individuale ale persoanelor asigurate. Mai mult, toate aceste prestații și plăți vor fi stabilite din oficiu de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără a fi nevoie ca părinții să depună solicitări sau oricare alt document. Deci, practic, începând cu anul 2024, vom elimina toată birocrația pentru familiile cu copii în ceea ce privește prestațiile sociale. Tot începând cu anul 2024, părinții adoptivi pentru prima dată vor putea beneficia de trei prestații noi. Este vorba de indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil, indemnizația unică pentru copilul adoptat și indemnizația pentru creșterea copilului mai mare de 3 ani adoptat. Dincolo de creșterea prestațiilor sociale destinate familiilor copii, guvernul a realizat și va realiza investiții importante în extinderea și îmbunătățirea serviciilor de creșă. Doar în acest an am reușit să creăm 23 de grupe de creșe noi și să renovăm și să îmbunătățim alte 32. Iar prin intermediul reformei Restart vom tripla numărul de specialiști în protecția copilului pentru a ne asigura că acei copii care sunt în situații de criză vor beneficia de suportul necesar din partea statului.
Acesta este angajamentul nostru pentru copii și familie copii din Republica Moldova. Aceasta înseamnă să investim pentru copii. Vă mulțumesc și solicit suportul dumneavoastră. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Perciun, în primul rând felicitări pentru evenimentul de astăzi, dar și pentru performanța excepțională a olimpicilor noștri. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Stimați colegi, spun atenție dumneavoastră, modificarea hotărârii de guvern privind numărul 868 privind finanțarea de bază în cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale din nivelul al doilea, de principiu, modificările operate vor asigura o distribuție mai echitabilă a resurselor, în așa fel încât la stabilirea valorilor transferate către instituțiile de învățământ să va ține cont de ponderea cadrelor didactice cu grade didactice, ceea ce sperăm noi să încurajeze directorii instituțiilor de învățământ să investească mai mult în formarea continuă a cadrelor didactice, urmând acele costuri salariale suplimentare care survin odată cu obținerea acestor grade să fie acoperite din bugetul de stat. Noile prevederi totodată reglementează o nouă modalitate de calculare a componentei raionale pentru autoritățile publice locale din nivelul al doilea și oferă posibilitatea Ministerului Educației de a interveni țintit în raport cu acele instituții de învățământ care nu respectă standardele educaționale stabilite de către Ministerul Educației sau alte instituții de stat. Vă mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Mihaela Umăraru. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modul de înregistrare a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, elaborat în scopul asigurării implementării legii privind accesul la informații de interes public, ce va intra în vigoare în ianuarie 2024. Acțiunea dată se regăsește și în planul de acțiune al Guvernului privind guvernare deschisă. Principala prevedere a proiectului constă în instituirea modelului registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, în care autoritățile publice, instituțiile publice, întreprinderi de stat și altele vor ține o evidență separată a cererilor de acces la informații în vederea asigurării monitorizării reale și efective a implementării legii privind accesul la informații de interes public. Datorită acestei evidențe separate, va fi posibilă și colectarea, compilarea datelor esențiale referitor la modalitatea de examinare și soluționarea în termen a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, inclusiv temeiurile de refuz, plățile aplicate și alte. Astfel, Cancelarea de Stat va avea o statistică ce ține de procesul de examinare și soluționarea cererilor de comunicare a informației de interes public de către toate autoritățile. Având în vedere cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem. Împotrivă? Abțineri nu sunt. Domnul secretar de stat. Stimați membri al Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Securitate Cibernetică. Proiectul prevede instituirea unei autorități administrative subordonate Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, responsabilă de implementarea politicii de stat în domeniul securității cibernetice. Principalele obiective urmărite prin crearea acestei agenții sunt următoarele. Crearea echipei de răspuns a incidentelor cibernetice la nivel național, instituirea punctului național unic de contact care să asigure interacțiunea cu autoritățile similare din alte state, protecția infrastructurii informaționale critice, identificarea și evidența furnizorilor de servicii critice, implementarea unui mecanism obligatoriu de raportare a incidentelor cibernetice și supravegherea și controlul de stat al respectării de către furnizorii de servicii a cadrului normativ în domeniul securității cibernetice. Pentru crearea și operaționalizarea agenției, în bugetul de stat pentru anul 2024 sunt prevăzute 15 milioane de lei. În acest context, instituirea Agenției pentru Securitate Cibernetică reprezintă o investiție strategică în securitatea națională, având ca obiectiv primar sporirea nivelului de siguranță pentru cetățeni, instituțiile statului și pentru mediul privat. Reieșind din cele expuse, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru. Da, mulțumesc, domnul prim-ministru. O concretizare la proiectul de pe ordine de numărul 768 din 2014. Proiectul urmează să intre în vigoare la 1 septembrie. În proiect e stabilit 1 aprilie, adică de redacție.
Ok, atunci, stimați colegi, rog să susținem această corecție de redacție a ministrului. Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Da, domnul Rotaru, vă rog. Da. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii bugetare fiscale. Scopul proiectului elaborat constă în aducerea în concordanță modificări efectuate pe prisma legii 212-2013 privind modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetară fiscală pentru anul 2023 cu acte normative secundare, astfel în prisma proiectului respectiv se urmărește. Mecanismul de determinare facilităților neimpozabile, modul de deducere a cheltuielilor aferente primilor de asigurare facultativă, asistență medicală și a cheltuielilor sub formă de dobânzi aferente creditelor ipotecari pentru persoane fizice, stabilirea mecanismului de confirmare a cheltuielilor suportate de către angajator în favoarea angajatului pentru cheltuielile personale ale persoanelor fizice în vederea deținării impozitului pe venit, eficientizarea procesului de restituire a sumelor TVA pentru e-commerce, ținerea evidenței de către autorități publice locale, obligații fiscale aferente taxei pentru unități comerciale și o prestare de serviciilor achitate de către persoane care de practică activitate independentă. În vederea asigurării aplicării simultane a legislației fiscale, prezentul proiect a hotărârii Guvernului urmează să intre în vigoare la 1.1.2014. Mulțumesc pentru atenție. Rog să susținem proiectul. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, domnul Perciun, vă rog. Stimați colegi, propun modificarea regulamentului privind modul de calcul și de plata indemnizației viageri antrenorilor sportivilor de performanță. În esență, corectăm o inadvertență, în așa fel încât această indemnizație se recalculeze în baza salariului mediu pe economie pe anul precedent și nu a salariului mediu pe economie pe luna precedentă, ori un asemenea indicator nu era calculat și actualizat de către BNS și făcea imposibilă aplicarea anterioară a prevederilor hotărârii. Vă mulțumim. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar general Mijă, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezent spre aprobare proiectul Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026. Documentul include peste 100 de măsuri de reforme și proiecte investiționale care vor contribui la realizarea obiectivelor incluse în programul de activitate al Guvernului și Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030. Potrivit planului, pentru modernizarea localităților țării vor fi realizate 155 de proiecte de dezvoltare, iar 190 de localități vor fi conectate la sistem de alimentare cu apă. De asemenea, vor fi modernizate drumurile, podurile și transportul feroviar, iar sistemul electroenergetic al țării va fi fortificat prin construcția a 200 de kilometri de linii electrice. Acțiunile incluse în document se mai referă la sporirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial și monitorizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Chișinău și municipiul Bălț. Totodată, urmează a fi implementate 80 de sisteme de irigare pentru cel puțin 3.500 hectare de teren agricol și realizate 3 proiecte complexe de management al deșeurilor. Alte priorități țin de sporirea securității, politici de apărare și reformă în sectorul justiției, către anul 2026, circa 170 de judecători și 230 de procurori vor fi evaluați extern. În același timp, în scopul creării locurilor de muncă bine plătite, planul prevede implementarea unor programe complexe de susținere a antreprenoriatului și sporirea accesului la finanțare. Drept rezultat, anual vor fi susținut peste 1.000 de agenți economici, iar statul va investi circa 3,5 miliarde lei pentru susținerea antreprenorilor. Costurile estimate pentru acțiunile planificate sunt de circa 59 miliarde lei. Implementarea Planului Național de Dezvoltare va fi evaluată lunar. În temeiul celor spuse mai sus, rog susținerea proiectului și vă mulțumesc. Vă rog. Domn prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, noi am avut discuții cu cancelarea și cu domnul Mijă. Am constatat o mică scăpare în plan și propunerea noastră este ca să introducem o activitate care se numi, mai ales în contextul faptului că democrația locală, reforma administrației publice este una din prioritățile a Guvernului.
Modificarea sunt în felul următor, consolidarea democrației locale și, adică includerea în acest plan, consolidarea democrației locale și dezvoltarea dialogului de post-monitorizare între Guvernul Republicii Moldova și Congresul Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, în conformitate cu recomandarea CALRE numărul 436 din 2019 și foaia de parcurs privind democrația locală și regională în Republica Moldova. Noi credem în așa format va fi acoperit practic domeniul acesta și în următorii 3 ani vom putea să ne concentrăm pe domeniul dat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul secretar general Mincea. Într-adevăr, am consultat această propunere de a supleni cu măsura respectivă Planul Național de Dezvoltare și se acceptă. Bine, atunci rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul director, felicitări și pentru amendamentul care a fost realizat la inițiativa președintei Sandu în ceea ce privește creșterea salariilor primarilor, adjuncților cu demnitate publică și secretarilor. Domnul prim-ministru, dacă îmi permiteți la această temă, doar o mică completare și o sugestie, eu știu, solicitare. Zicem să începeți cu mulțumire, da? Bun. Da, în primul rând, sigur că mulțumim, este ok, dar vreau să spun că pe noi ne privesc foarte mult și cei exact. De alte categorii de funcționari și aici eu aș vrea doar să vă rog foarte mult împreună cu domnul ministru a finanțelor și alți colegi, pentru că asta e una, o parte este creșterea aceasta, pentru care sigur că o apreciem foarte mult, dar altă parte, am vorbit atunci și doamnă președinte dumneavoastră despre instrumente. Din păcate, vreau să vă spun că la moment instrumente reale încă nu sunt oferite administrației locale. Și aici am avut o discuție și cu domnul ministru a finanțelor. Noi am discutat ca să le dăm cu adevărat niște instrumente. Domnul Frudu, e că ne așezăm toți la masă și aceste instrumente, ele sunt la suprafață. Doar că trebuie să ne le asumăm și să mergem cu dânsul. Mulțumesc. Așa. Domnul Buz, vă rog. Un moment. Domnul Mija. A, da. Continuați, domnul Mija. Și după asta, domnul Buz, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezint proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Programului Național Diaspora pentru anii 2024-2028. Prin realizarea programului ne propunem să creăm o unitate de suport a cetățenilor Republicii Moldova la revenirea lor în țară, să stimulăm implicarea diasporii în diferite domenii și să dezvoltăm un mecanism de revenire și angajare a absolvenților și studenților moldoveni din universitățile străine. Prioritatea noastră este ca până în anul 2028, împreună cu membrii diasporii, să îmbunătățim calitatea proiectelor și inițiativelor din țară, să încurajăm investițiile și să asigurăm participarea activă a cetățenilor noștri plecați peste hotare în implementarea politicilor publice. Programul mai include un plan de acțiuni care stabilește obiective pe termen mediu și activitățile care urmează a fi realizate la nivel național. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Da, domnul Buzor. Stimați colegi, propun atenției noastre hotărârea de guvern privind aprobarea cuantumului salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2024, care se stabilește la valoarea în mărime de 13.700 de lei pentru utilizare în modul stabilit de legislație. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 2000 de lei față de anul 2023. Vă mulțumesc și solicit aprobarea. Bine, mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Așa, doamna secretar de stat, vă rog, doamna Țurcă. Următorul dumneavoastră. Următorul, da. Vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 193 din 2023 cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2023 a cotelor membrului și a datoriei Republicii Moldova față de organizații internaționale și regionale. Proiectul va da vine să realizeze prevederea articolul 3 din legea 295 din octombrie 2023 prin modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2023 359 din 2022, prin care mijloace financiare aprobate inițial erau în sumă de 66,5 milioane de lei pentru achitarea cotizațiilor de membru a Republicii Moldova față de organizații internaționale. A fost precizată la suma de 50,5 milioane de lei, ceea ce reprezintă o reducere cu 16 milioane.
Principalii factori care au determinat reducerea alocațiilor pentru plata cotizațiilor de membru în organizații internaționale sunt excluderea organizațiilor CSI în lista organizațiilor internaționale cărora Republica urmează să le achite sume din buget, ajustarea mărimii cotizațiilor de membru în baza deciziilor adoptate în cadrul organizațiilor internaționale și cursul valutar al monedei naționale față de principale valute de referință. Deci în cele relatate și în scopul corectării prevederii hotărârii Guvernului 193 din 2023, conform alocației adoptate în cadrul rectificării bugetului stat pentru anul 2023. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Țurcan, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, atenție dumneavoastră. Atenție dumneavoastră, prezint proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea regulilor de înregistrare de stat a navilor în Republica Moldova. Obiectivul principal al proiectului constă în stabilirea unor criterii clare și transparente de înregistrare a navilor. La ziua de azi, înregistrarea navilor se efectuează în baza unor prevederi depășite, care nu cuprind toate aspectele importante ale procesului, fapt care menține un randament scăzut de înregistrare și servicii neatractive în comparație cu alte state care au pavilion deschis. În acest sens, ne propunem să stabilim clar care sunt procedurile de înregistrare a navilor în registrul de stat al acestora, lista documentelor pe care fiecare proprietar armator trebuie să le prezinte, modul de eliberare a certificatelor de naționalitate în conformitate cu bunele practici internaționale în domeniu. Respectiv, prevederile prezentului proiect vin să asigure o procedură de înregistrare coerentă și transparentă a navelor maritime, de navigație mixtă, de navigație internă și a celor în construcție, incluzând criterii referitoare la istoricul navelor, stabilirea plafonului de vârstă al navelor acceptate spre înregistrare, includerea unui criteriu suplimentar de verificare a navelor pentru a evita încălcările prevăzute în tratatele internaționale. În plus, ne dorim ca statul să poată selecta și monitoriza eficient și calitativ navele care solicită să fie înregistrate, dar și cele care se exploatează deja sub pavilionul Republicii Moldova, pentru a asigura conformitatea în procesul de evaluare a capacităților statului de către Organizația Internațională Maritimă. În temeiul celor expuse, rugăm respectuos susținerea și aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc! Mulțumim! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Nemirenko, vă rog. Mulțumesc, stimați colegi. Prezint proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea regulamentului privind condițiile de licențiere a activității farmaceutice subvenționate de stat în localitățile rurale sau, cum l-am numit noi mai simplu, farmacii lăsate. Scopul proiectului este să asigurăm cu medicamente esențiale populația prin amplasarea mult mai rațională a farmaciilor în teritoriu, în special în localitățile rurale. Actualmente, în Republica Moldova sunt autorizate 1510 farmacii care sunt distribuite neuniform, întrucât majoritatea sunt concentrate preponderent în municipii sau centre raionale. Lipsa farmaciilor la nivel rural generează necesitatea deplasării cetățenilor spre centre raionale pentru procurarea medicamentelor, fapt ce limitează accesul la preparate necesare pentru tratament. Din cele 1477 de sate, doar în 418 există farmacii. Astfel, 1059 nu beneficiază de asistență farmaceutică și acces la medicamentele chiar esențiale. Această situație rezultă din lipsa motivației agenților economici și distribuitori de medicamente de a investi în deschiderea farmaciilor lăsate, din cauza nivelului scăzut de încasări, dar și lipsa specialiștilor farmaciști în mediul rural. Scopul proiectului este să asigurăm cu medicamente esențiale populația rurală și el prevede ca să reglementăm condițiile de licențiere a activității farmaceutice subvenționate de stat în localitățile rurale. Prin faptul că descrie condițiile care urmează a fi respectate pentru licențierea și activitatea farmaciilor subvenționate de stat în localitățile rurale, condițiile de acordare a subvențiilor de stat farmaciilor din localitățile rurale, grilii de subvenționare în trei trepte, în dependență de volumul incasărilor lunare, condițiile de selectare a agenților economici ce vor beneficia de aceste subvenții de stat prin desfășurarea activității farmaceutice în localități rurale și procedurile care vor fi
utilizate de verificare și monitorizare a acestei activități farmaceutice în zona rurală, pentru care au fost acordate subvenții de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Aceasta este o soluție optimă pentru problema care există prin încurajarea agenților economici, stimularea și susținerea lor financiară pentru ca să deschidă farmacii în mediul rural. Și astfel vom putea distribui echitabil serviciile farmaceutice, care va îmbunătăți accesul populației, în special rurale, la medicamente. Și, consecutiv, va îmbunătăți starea de sănătate a populației. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nemerenco. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Așa, la Ministerul Energeticei. Vă rog, Constantin. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Scopul prezentului proiect urmărește consolidarea, în termeni cât mai restrânși, a securității energetice a Republicii Moldova prin avansarea lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău și implementarea prevederii legii numărul 120 din 2022 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene cu tensiunea de 400 kV de transport între Vulcănești și Chișinău și a stației back-to-back aferente. În calitate de act de expropriere, în sensul legii nominalizate, hotărârea dispune transferul către stat din momentul intrării în vigoare acesteia a drepturilor de proprietate sau de folosință a altor drepturi reale asupra bunurilor imobile, care urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor de construcție a liniei electrice declarate de utilitate publică de interes național. Astfel, prin adoptarea hotărârii în cauză, se va stabili cu exactitate obiectul exproprierii de interes național, fie expropriere permanentă, fie temporară, lista terenurilor ce vor fi expropiate și cedarea drepturilor patrimoniale către stat pentru cauză de utilitate publică. În scopul soluționării eficiente a reclamațiilor persoanelor afectate și asigurării participării comunității la exercițiul de monitorizare a impactului de mediu și social, în perioada executării lucrărilor, proiectul hotărârii reglementează atât modul de depunere a reclamațiilor, cât și procedura de soluționare a acestora, prin instituirea Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor, expropriațiilor, precum și se stabilește componența acesteia. Implementarea prevederilor proiectului hotărârii de guvern în partea ce dispune plata despăgubirilor către expropriați, circa 900 de terenuri afectate temporar și circa 4400 terenuri 900 de terenuri afectate permanent și circa 4400 afectate temporar, se va efectua din mijloacele alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legii numărul 120 din 2022. Astfel, cheltuielile planificate la capitolul exproprierii persoanelor afectate, inclusiv serviciile privind lucrările cadastrale efectuate de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, se estimează la circa 94 milioane lei. Dorim să menționăm că implementarea proiectului de interconexiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău reprezintă un obiectiv specific prevăzut în strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 102 din 2013, iar realizarea proiectului reprezintă o măsură prevăzută în foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic din Republica Moldova, aprobată prin hotărârea Guvernului 409 din 2015. De asemenea, în contextul actualelor conjuncturi regionale, subiectul accelerării proiectului respectiv a fost abordat și la ședința Consiliului Suprem de Securitate din data de 17 august 2023. În baza celor menționate, solicităm respectuos suportul dumneavoastră pentru aprobarea hotărârii. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Așa, domnul secretar de stat.
Stimați membri al Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune a instituției publice Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul prevede absorbția instituției publice Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și preluarea funcțiilor acestei instituții de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologie Informației. Odată cu finalizarea reorganizării, preconizată să fie încheiată la 27 ianuarie 2024, toate activitățile privind gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu destinație civilă vor fi realizate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologie Informației. Reorganizarea prevăzută în proiect va contribui la optimizarea proceselor de eliberare a actelor permisive și a altor procese aferente gestionării spectrului de frecvențe radio, precum și la diminuarea costurilor administrative corespunzătoare. Rog susținerea acestui proiect. Rog să susținem, stimați colegi. Așa, în continuare, domnul ministru Perciun. Stimați colegi, spun atenție dumneavoastră, proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Guvernului numărul 1234 din 2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituții de învățământ de tip celor care activează în autogestiune, ne referim aici în primul rând la universități, deci noutatea bună pentru universități este că vor avea posibilitatea să-și stabilească de sine statutor anumite creșteri salariale în măsura în care au venituri proprii, pornind de la prevederile legii 270 în calitate de salariu minim acceptabil, de la care pot oferi creșteri adiționale. Acum, încurajarea noastră pentru universități este să valorifice pe deplin activele de care dispun, să asigure atractivitatea studiilor în așa fel încât să poată să convingă cât mai mulți cetățenii Republicii Moldova și nu doar, inclusiv studenți străini, să vină să învețe în Republica Moldova, în așa fel încât să aibă aceste venituri proprii care să le permită să valorifice. Modificările și drepturile pe care le oferă guvernul prin modificarea acestei hotărâri de guvern. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul director Cojuhar, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai guvernului, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâri de guvern cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și modificarea hotărârii de guvern numărul 945 din 2007 cu privire la măsurile de realizare a legii numărul 121-16 din 4 mai 2007 privind administrarea și dietizarea proprietății publice. Proiectul de hotărâri de guvern are ca scop promovarea unui management responsabil al proprietății publice, unele de infrastructură critică, altele date uitării și generarea profitului economic din bunurile imobile ale statului. Prin proiectul dat se propune modificarea domeniului pentru o parte din bunurile propuse de către autorități de stat pentru includerea în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, dat fiind că bunurile propuse spre includere din prisma prevederilor legii 29 din 2018 privind delimitarea proprietății publice ține de domeniul public al statului. Astfel, odată ce autoritățile de stat nu mai utilizează bunurile transmise în gestiune conform destinației, acestea, pentru a putea fi valorificate, necesită să fie trecute în domeniul din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Prin modificările vor fi excluse 83 de poziții, inclusiv bunuri care au fost privatizate în anii 2020-2021, bunuri, întreprinderi care au fost incluse în lista bunurilor nepasibile privatizării, întreprinderi sau societăți care au fost lichidate sau reorganizate, exclusiv întreprinderile care urmează a fi triate și după asta va fi luată o decizie care va fi soarta acestora, dar și bunuri care au fost transmise în proprietatea administrației publice locale. La fel, în urma includerii în domeniul privat, dar și a unei inventarieri, vor fi incluse alte 20 de poziții în lista bunurilor expuse privatizării și efectuate unele modificări pentru ajustarea denumirii sau abrogarea anexelor care nu mai conțin deja bunuri în ele. În urma celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre de guvern. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar de stat, Borusan, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri a Guvernului, prezentăm atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la autorizarea instalării a două centrale electrice cu termoficare noi în municipiul Chișinău. Proiectul vine în contextul implementării proiectul de îmbunătățire a eficienței energetice a sistemului centralizat de încălzire municipiului Chișinău. Sursele actuale de generare sunt la sfârșitul perioadei de viață. Venim să înlocuim aceste surse cu tehnologii noi, flexibile, care de asemenea pot contribui și la echilibrarea sistemului energetic, integrarea mai multor surse regenerabile de energie și respectiv înlocuiesc tehnologia veche, turbinele cu abur, care sunt la sfârșitul perioadei sale de viață. Proiectul prevede deci, construcția centralelor electrice în două locații, pe, deci, unde este astăzi centrala termoficare numărul 1, CET sursa 2, și pe teritoriul centralei termice Vest. Și de asemenea, pe lângă capacitățile de instalare a motoarelor propriu-zise, conexiuni la rețea, infrastructură tehnico-utilitară, rețele electrice, gaze naturale și alimentare cu apă. În baza celor expuse, solicităm respectuos susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt, domnul ministru Perciun. Stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Acesta prevede că serviciile teritoriale de asistență psihopedagogică vor trece în gestiunea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Totodată va fi majorat numărul de unități de personal din cadrul centrului și vor fi create secții și servicii noi corespunzătoare atribuțiilor de bază. În urma reorganizării centrului vor fi delimitate 4 funcții de bază în scopul consolidării capacităților, precum coordonarea și prestarea serviciilor de asistență psihopedagogică la nivel național, asigurarea științifică și metodologică a procesului de dezvoltare a copiilor, identificarea cerințelor educaționale speciale și acordarea asistenței psihopedagogice, formarea continuă în domeniul educației inclusive. În esență, obiectivul proiectului este consolidarea sistemului de asistență pentru copiii cu nevoi educaționale speciale și acordarea acestor servicii într-o manieră mai eficientă și echitabilă tuturor copiilor care au aceste necesități. Vă mulțumesc! Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Gherciu. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri a Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 368 din 2023 cu privire la reorganizarea prin transformare a întreprinderii de stat Centrul Republican pentru ameliorare și reproducție animalelor și operarea modificărilor în unele hotărâri de Guvern. Scopul proiectului rezidă în eliminarea impedimentelor apărute în procesul înregistrării instituției publice Centrul pentru ameliorare și reproducție animalelor în registrul de stat al persoanelor juridice de către Agenția Servicii Publice. Astfel, se urmărește completarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 368 din 2023 cu privire la care stabilesc deținerea scursalei Centru pentru cercetarea resurselor genetice acvatice, Aqua Gen Resource, a cărui lipsă în statutul instituției publice face imposibilă înregistrarea scursalei. Proiectul dat nu implică careva cheltuieli bugetare, astfel rugăm respectuos susținerea proiectului dat. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar de stat, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Pentru a nu permite blocarea procesului de licențiere a activităților din sectoarele energetice, fapt ce poate influența direct securitatea aprovizionării cu resurse energetice, atât a consumatorilor din partea stângă, cât și din partea dreaptă a NIS-ului, este necesară instituirea unui mecanism provizoriu de licențiere a angajaților agenților economici din regiunea transnistreană. Astfel, până la identificarea și aprobarea mecanismelor necesare pentru asigurarea reglementării și controlului participanților la piețele energetice, se instituie un mecanism tranzitoriu pentru licențierea activităților din sectoarele energetice. Licența se va elibera pe un termen de 6 luni, cu achitarea taxei pentru licență și posibilitatea primirii unei licențe noi după expirarea termenului de valabilitate a celei precedente. Totodată, proiectul prevede obținerea actelor permisive de mediu în condițiile legislației naționale. De asemenea, pentru crearea condițiilor de concurență loială pentru toți agenții economici și achitarea integrală a drepturilor de import și a plăților pentru poluarea mediului, este prevăzută modificarea hotărârii Guvernului numărul 1001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, în vederea excluderii normii
care oferă agenților economici în cauză dreptul de import și export fără perceperea plății pentru poluarea mediului. Conform celor expuse, rog aprobarea acestui proiect. Mulțumesc, rog să susținem. Împotriva, abțineri nu sunt. Domnul Mija. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător. Documentul propune stabilirea unor indicatori clari, bine definiți și măsurabili, care vor îmbunătăți mecanismul de evaluare a activității organelor de control de stat. Noile modificări vor contribui la scăderea presiunii asupra mediului de afaceri, schimbarea percepției asupra controlelor de stat și dezvoltarea unei relații bazate pe încredere prin consultarea persoanelor supuse controlului în primii 3 ani de activitate. De asemenea, accentul va fi pus pe dezvoltarea profesională a corpului de inspectori și reducerea corupției prin activități de prevenire a încălcărilor. Rog susținerea proiectului și vă mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Continuați, domnul Mija, vă rog. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, vă prezint proiectul privind abrogarea hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Consiliului Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă. Consiliul a fost instituit în anul 2016, iar în prezent este necesară revizuirea componenței acestuia și aprobarea noului regulament de activitate. Documentul propus spre abrogare nu mai poate asigura funcționalitatea deplină a acestei platforme, fapt pentru care rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Rog să susținem. Împotriva. Domnul Gherceu, abțineri nu sunt. Mai unul. Te rog. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, vă prezint spre aprobare proiectul dispoziției Guvernului cu privire la Consiliul pentru Coordonarea Dezvoltării Durabile. Documentul prevede instituirea Consiliului, stabilește componența, competențele și modalitatea de organizare a acestuia în baza unui nou regulament. Consiliul va coordona și va monitoriza implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova Europeană 2030 și Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. Drept rezultat al activității acestuia va fi facilitată colaborarea între Cancelarea de Stat și Ministere, iar mecanismul de coordonare a politicilor pentru dezvoltarea durabilă va fi îmbunătățit. În temeiul celor spuse mai sus, rog susținerea proiectului. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, domn secretar general, noi avem o propunere aici, dacă puteți să o examinați. Ținând cont că acest Consiliu aparte un caracter consultativ și faptul că vizează practic toate domeniile în care vizează și administrația locală, undeva implicarea ei, propunerea noastră cumva să fie prevăzut și un reprezentant administrației locale, dacă e posibil de inclus. Mulțumesc! Mulțumim pentru propunere, analizăm și o să găsim o soluție. Mersi! Bun, rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Ghirce, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 27 din 2020 pentru aprobarea cerințelor sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor. Scopul proiectului rezidă în includerea în clauză de armonizare existentă a hotărârii menționate supra a mențiunii privind transpunerea regulamentului numărul 1776 din 2006 al Comisiei și regulamentul UE numărul 1270 din 2009 al Consiliului. Denotat că aditivii menționați în regulamentul UE sunt actualmente reglementați de legislația națională, unde este menționat că aditivii pentru hrana animalelor pot fi plasați pe piața Republicii Moldova numai dacă se găsesc în registrul aditivilor pentru hrana animalelor al Uniunii Europene, care este recunoscut și preluat integral de Republica Moldova. Acest proiect va avea un impact pozitiv asupra sănătății cetățeanului prin conformarea la cerințele Uniunii Europene față de aditivii pentru hrana animalelor, care au un impact direct asupra sănătății umane. Proiectul în cauză nu implică careva cheltuieli suplimentare la bugetul de stat, astfel rugăm respectuos susținerea proiectului nominalizat. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Iefros, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern
pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 78 din 1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare. Proiectul a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ care reglementează acordarea înlesnirilor la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei unor salariați pentru care la etapa actuală nu sunt reglementate aceste drepturi. Astfel, vor fi acordate înlesniri după cum urmează: 3 luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu pentru timpul exercitării atribuțiilor funcționale în punctul comun de trecere pentru trafic feroviar Novosavitskaya cu Ciurgan, pe teritoriul Ucrainei, pe durata stării de asediu și de război. O lună și jumătate vechime de muncă pentru o lună de serviciu în toate funcțiile deținute în subdiviziunile cu destinație specială a Serviciului de Informații și Securitate Republicii Moldova, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Poliția de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Protecție și Pază de Stat. O lună și jumătate vechime în muncă pentru o lună de serviciu în funcții legate de marcarea și deminarea, înlăturarea sau distrugerea resturilor explozive de război, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării. 2 luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu în instituții penitenciare de tip închis, subdiviziunile de escortare, deținere și pază a persoanelor reținute și aristate, izolatoarele de urmărire penală, izolatoarele de detenție provizorie, centru de plasament temporar al străinilor, casele de arest și instituțiile destinate pentru deținere și tratarea bolnavilor contagioși și bolnavilor psihici, precum și a lucrărilor de subteran. În temeie celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Domnul ministru Perciun, vă rog. Stimați colegi, propun aprobarea Programului Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2024-2027. Este un document strategic foarte important care stabilește prioritățile pentru următorii patru ani de zile în acest domeniu. Documentul prevede 4 priorități și obiective de dezvoltare în domeniul cercetării și inovării pentru următorii 4 ani și ne apropie de cadrul general de cercetare al Uniunii Europene. Programul își propune creșterea numărului cercetătorilor, modernizarea infrastructurii de cercetare, atragerea tinerilor pentru a îmbrățișa cariera de cercetător, precum și stimularea parteneriatului între mediul academic și cel de afaceri. De asemenea, urmărește creșterea participării țării noastre în programul Orizont Europa și alte programe internaționale. Noul program va contribui esențial la atingerea obiectivului național de integrare în Uniunea Europeană prin transformarea progresivă a funcționării interne a organizațiilor de cercetare, inovare și dezvoltarea legăturilor cu organizații omologe din Europa. Creșterea inclusiv de astăzi aprobată de către noi toți și cu susținerea Ministerului Finanțelor a valoarei de referință de la 2100 la 2300 pentru cercetători se înscrie perfect în obiectivele acestui program. Vă mulțumesc și rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului privind la aprobarea conceptului sistemului informațional Cabinetul Electronic al Autorității Instituției Bugetare. Cabinetul Electronic al Instituției Bugetare, care va asigura procesul de conectare automatizată a autorităților instituțiilor bugetare centrale și locale la resursele informaționale gestionate de Ministerul de Finanțe. Necesitatea dezvoltării acestui sistem este de a permite un schimb electronic eficient de date dintre Ministerul Finanțelor și autorități publice centrale și locale, de a reduce cheltuieli de procesare a datelor și monitorizarea proceselor, precum și de a reduce costuri legate de prelucrarea informației pe suport material tradițional hârtie, prin trecerea și procesarea informației inclusiv în format digital. Crearea, administrarea și mentenanța, dezvoltarea continuă a sistemului informațional Cabinetul Electronic al autorităților instituțiilor bugetare se va asigura din conturi și mijloace financiare alocate anual de la bugetul de stat Ministerului Finanțelor. Proiectul a fost avizat de autoritățile și instituții publice interesate, precum și a fost expus expertizei juridice și anticorupție. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. În continuare, doamna, împotriva abținerii nu sunt. În continuare, doamna Nemirencu, vă rog. Mulțumesc. Colegi, prezint atenției proiectul hotărârii de guvern privind inițierea negocierilor asupra proiectului acordului de împrumut
dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare. Scopul proiectului este îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de reabilitare pentru adulți și copii în Republica Moldova, precum și fortificarea capacităților de management a bolilor netransmisibile la nivel național. Țin să menționez că la etapa actuală serviciile de reabilitare pentru adulți și copii practic nu sunt dezvoltate în sistemul nostru de sănătate, la moment fiind existente doar unele elemente de reabilitare în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice sau în cele private, cum le numim noi, niște insulițe de reabilitare, majoritatea localizate în Chișinău, rândurile de așteptare pentru asemenea servicii depășesc în cele mai bune cazuri 4-5 luni, uneori chiar și un an, acestea fiind foarte limitate. Capacitățile existente ale instituțiilor medicale sunt suficiente pentru ca să acopere doar 10% din necesitățile pacienților în servicii de reabilitare, ceea ce duce la consecințe negative grave pentru starea de sănătate a acestor categorii de persoane. Proiectul acordului prevede acordarea unui împrumut în valoare de 40 de milioane de dolari. Totodată, pe lângă fondurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiectul va fi cofinanțat și de grantul Fondului pentru Pandemii în valoare de 5,6 milioane de dolari și grantul ce urmează a fi oferit de către Biroul de Cooperare Elvețiană în valoare de 5,5 milioane de dolari. Principalele prevederi ale proiectului se referă la consolidarea capacităților de răspuns în cazul urgențelor medicale, în special cu accent pe accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord. În acest sens, vor fi modernizate departamentele de reabilitare din cadrul instituțiilor publice, inclusiv prin dotarea cu dispozitive medicale necesare, care, cunoaștem, sunt destul de scumpe. Și urmează a fi consolidate și serviciile de asistență medicală pentru ca să promovăm sănătatea și să depistăm precoce maladiile, inclusiv prin dezvoltarea modelelor de îngrijire la domiciliu. În aceeași ordine de idei, impunem să menționăm faptul că, conform datelor statistice, îmbătrânirea populației, creșterea poverii maladiilor non-comunicabile duc la o cerere ridicată pentru serviciile de reabilitare în oricare comunitate care se consideră dezvoltate, ele fiind totdeauna în creștere. Astfel, vă rog să susținem acest proiect și vă mulțumesc. Rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru. Stimate domnule primar, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii cu privire la modificarea hotărârii Guvernului 294 din 1998 privind executarea decretului președintelui Republicii Moldova 46 din 23 decembrie 1997. Proiect prevede completarea anexei numărul 1 în vederea introducerii chitanței de încasare a amenzii la locul constatării contravenției ca document primar cu regim special. Respectiv, chitanța se emite în cazul contravențiilor constatate la puncte de trecere a frontierei de stat, dacă persoana își recunoaște vinovăția și acceptă sancțiunea sub formă de amendă stabilită de agentul constatator. Introducerea chitanțierii va conduce la reducerea complexității procesului contravențional și va reduce numărul de acte procedurale întocmite. Astfel, prin modificarea respectivă, se urmărește simplificarea proceselor de administrare vamală. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Domnul Nija, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, prezint proiectul de hotărâre a Guvernului privind reglementarea utilizării automobililor de serviciu de către autoritățile publice și autoritățile administrației publice. Documentul se referă la autovehiculele din cadrul instituției publice baza auto a Cancelariei de Stat și stabilește normele de deservire cu aceste automobile. Potrivit proiectului, va fi schimbat mecanismul de beneficiere de mașini de serviciu. În loc să fie acordate în mod permanent personalului de conducere, aceste mașini vor fi disponibile doar la solicitare și doar în timpul programului de lucru. Drept rezultat, mijloacele de transport vor fi utilizate strict în interes de serviciu, iar cheltuielile bugetare legate de alimentare și întreținere vor scădea. În același timp, personalul de conducere din cadrul Cancelariei de Stat, a ministerilor și autorităților administrative centrale subordonate guvernului va fi asigurat cu autovehicule de serviciu doar prin intermediul bazei auto a Cancelariei de Stat. În temeiul celor spuse mai sus, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul Mijă, pentru această inițiativă. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Perciun, vă rog.
Stimați colegi, colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind la dizolvarea unor instituții rezidențiale în domeniul educației. 6 instituții rezidențiale în domeniul educației urmează a fi dizvoltate, iar patrimoniul acestora va fi transmis în gestiunea mai multor instituții publice pentru valorificare. Toți copiii care erau găzduiți de aceste instituții au fost școlarizați și reintegrați în familiile biologice. S-au plasat în diferite forme de asistență socială. Conform documentului, vor fi dizolvate prin lichidare următoarele instituții rezidențiale: școală de tip internat pentru copii rămași fără hoție părintească din Cărpineni, școala internat specială pentru copii hipoacuzici din Hârbuveț, școala internat specială pentru copii hipoacuzici din Cahul, școala internat specială pentru copii orbi și slab văzători din Bălți, școala internat auxiliară din Congaz, Găgăuzia. Reiterez că procesul de instituționalizare a fost o prioritate pentru Ministerul Educației și pentru Guvern pe parcursul ultimilor ani, pentru că credem noi că pentru copii este mai bine să locuiască în familie decât în instituții de timp rezidențial. Și respectiv, odată cu reintegrarea lor, se propune valorificarea acestor clădiri în beneficiu altor instituții publice. Perfect, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Mihailov Moraru, vă rog. Mulțumesc, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, prin care se va transmite cu titlu gratuit din administrarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în administrarea Ministerului Justiției, gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune, o cotă parte din bunul imobil amplasat în municipiul Soroca, strada Alexandru cel Bun, numărul 19, și totodată se va transmite cu titlu gratuit din administrarea Ministerului Justiției, gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune în administrarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, două bunuri imobile cu de o doime cotă parte din bunul imobil de pe amplasate ambele în municipiul Soroca, strada Mihail Eminescu, numărul 5. Scopul de bază a acestei operațiuni de transmitere a bunurilor imobile este pentru a asigura biroului de probațiune din orașul Soroca cu spațiul necesar pentru organizarea și desfășurarea eficientă a activității organului de probațiune, care cuprinde la moment 8 persoane, 8 consilieri de probațiune și care au ca sarcină organizarea și derularea programelor probaționale de corecție a comportamentului social și de reintegrare socială, inclusiv în grup, precum și un proces de monitorizare a unui flux de persoane în număr de 250. Respectiv, transmiterea unui bun imobil mai mare va asigura eficiența activității organului de probațiune. Reieșind din cele expuse, rog aprobarea proiectului dat. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar general Mija. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, vă prezint proiectul dispoziției Guvernului pentru aprobarea Planului de Acțiuni pentru implementarea recomandărilor din raportul de monitorizare SIGMA, Performanța Republicii Moldova în administrația publică, în raport cu principiile administrației publice. Planul a fost elaborat în urma exercițiului de evaluare a sistemului administrației publice centrale din Republica Moldova, realizat de programul SIGMA. Documentul include intervenții pe termen scurt și mediu pe 5 componente, autoritățile responsabile și indicatori de impact. Monitorizarea implementării planului de acțiuni va fi asigurată de către Cancelarea de Stat în baza rapoartelor trimestriale prezentate de către autorități. Rog aprobarea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretar. Da, stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 73 din 2023. Proiectul prevede modificarea programului prin redistribuirea mijloacelor fondului rutier între capitole de cheltuieli în interiorul programului, iar modificările se încadrează în limita mijloacelor financiare disponibile pentru fondul rutier aprobat prin legea bugetului de stat pentru anul curent. Urmarea ședinței Consiliului Fondului Rutier s-a decis repartizarea mijloacelor financiare la următoarele capitole: întreținere de rutină și curentă, majorarea cu 7,7 milioane lei, întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe timp de iarnă, majorare cu 38,5 milioane lei, destinate pentru suplinirea stocurilor de materiale antiderapante pentru perioada de iarnă 2023-2024, lucrări și servicii pentru întreținerea periodică, micșorare cu 6,8 milioane lei, destinate pentru executarea lucrărilor de întreținere
periodică a sistemului de siguranță rutieră, fiind anulată licitația pentru achiziționarea unor servicii specifice, lucrări de reparație la drumuri și poduri, suma se micșorează cu 49,5 milioane lei, lucrări conservate până în prima jumătate a anului 2024, reparații capitale a drumurilor și podurilor se alocă suplimentar 24,8 milioane lei pentru finalizarea proiectelor de reparație capitală a drumurilor naționale, precum și a unor poduri. Scopul modificărilor este de a asigura utilizarea eficientă și în volum deplin a mijloacelor financiare alocate în fondul rutier pentru anul 2023. Rugăm respectuos susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Rotaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii cu privire la modificarea hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova. Scopul proiectului constă în revizuirea prevederilor regulamentului în vederea simplificării proceselor de documentare deplasărilor în interes de serviciu, precum și expune conținutul hotărârii într-un limbaj simplu și accesibil tuturor părților implicate. Totodată, modificarea propusă urmăresc majorarea normelor diurnilor și plafanilor de cazare pe categorii de persoane delegate, acestea fiind corelate cu indicatorii economici actuali. Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul public național, iar instituțiile bugetare vor asigura alocarea resurselor necesare pentru deplasări în limita alocațiilor aprobate prin legile bugetelor anuale. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar de stat Borosan. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu energie electrică. Scopul proiectului constă în crearea unui mecanism legal, tranzitoriu, prin care societatea pe acțiuni Energocom va putea achiziționa cantități necesare de energie electrică pentru acoperirea necesităților consumatorilor finali pe parcursul anului 2024. În contextul în care starea de urgență urmează să expire și în mod firesc ar urma să fie reluate achizițiile de energie electrică în baza procedurii de procurare energiei electrice conform regulilor pieței energiei electrice. Însă, conform experienței anului trecut, la începutul anului 2022, există un risc foarte mare ca să nu fie oferte de comercializare energiei electrice, fiindcă suntem într-o situație regională complicată, sau prețurile energiei electrice să fie neacceptabile pentru consumatori, de ce intervenim cu acest instrument de mandatare a întreprinderii de stat Energocom, care va putea, în caz de necesitate, interveni rapid, inclusiv de a achiziționa energie electrică de pe burse sau din țările vecine, așa cum a fost efectuat anterior. În baza celor menționate, solicităm suportul nostru pentru aprobarea proiectului. Mulțumim, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea instituției publice Centrul Național pentru Energie Durabilă. În contextul în care eficiența energetică, îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă prioritatea numărul 2 în conformitate cu Planul Național de Acțiuni Construim Moldova Europeană și eficiența energetică are un potențial de a reduce cheltuielile în factură la consumatori, la cetățeni, potențial pentru creștere economică, crearea noilor locuri de muncă. Sectorul rezidențial are cel mai mare consum de energie astăzi la noi în țară, peste jumătate din energie este consumată în sectorul rezidențial. Considerăm necesar consolidarea capacităților instituției de suport pentru implementarea politicilor în eficiență energetică, dar și disponibilitatea instrumentelor financiare pentru beneficiarii de proiecte și, în cazul particular, sectorul rezidențial. Intenționăm, în baza hotărârii de guvern, să atribuim gestionarea fondului pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial către instituția nou creată, Centrul Național pentru Energie Durabilă. De asemenea, continuarea instrumentelor financiare deja implementate și foarte populare, cum sunt rabla electrocasnice, ecovoucher, casa verde. Scopul acestei hotărâri de guvern vizează consolidarea capacităților instituției pe modelul și altor instituții care deja
funcționează la noi în țară, dar deci pentru și consolidarea domeniului economic întreprinderilor mici și mijlocii. O altă parte a modificării hotărârii guvern vizează consolidarea capacităților Ministerului Energiei, creșterea statelor de personal de la 60 la 73 unități, precum și introducerea funcției de secretar general adjunct, având în vedere prioritatea majoră integrarea europeană. O altă modificare în acest proiect vizează finalizarea procedurii de independență și certificare a operatorului de sistem mold electric, așa numitul unbundling, prin introducerea în hotărâri de guvern a rolului exclusiv a secretarului general al Ministerului, care va exercita rolul de fondator al întreprinderii respective. În baza celor menționate, solicităm respectuos suportul dumneavoastră. Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt, vă rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propunem atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea anexei numărul 7 la regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, controlizarea apartamentelor și condițiile de conectare acestora și reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin hotărârea guvernului numărul 191 din 2002. Scopul fundamental al proiectului de hotărâre constă în diversificarea abordării în fața situațiilor specifice întâmpinate de către unitățile termoenergetice în cadrul aplicării metodologiei de calcul în procesul de facturare. La etapa de repartizare energiei termice au fost identificate necesități de ajustare a formulelor de calcul pentru clădirile cu înălțimea mai mare de 16 nivele, precum și în clădirile blocurilor locative unde există mai mult de jumătate de locuințe deconectate de la sistemul colectiv de încălzire. De asemenea, metodologia vine să considere aportul de căldură a locuințelor de la alte surse de încălzire autonome utilizate de către locuințe. În baza celor menționate, rugăm suportul noastră. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Rotaru, ați început, încheiați-vă. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii guvern prin aprobarea avizului la proiectul privind importul unui mijloc de transport. Proiectul de lege privind introducerea în țară și plasarea în regim vamal de import de către primăria comunei Sărata Galben, raionul Câncești, a unui mijloc de transport, categorie microbuz marca Opel, anul fabricației 2005, acordat cu titlu gratuit donație din partea primăriei comunei Cristian, județ Sibiu, România, cu scutirea de plata drepturilor de import fără drept de înstrăinare. Acordarea scutirii de plata dreptelor de import va aduce beneficii pentru locuitorii comunei Sărata Galben, în special pentru copii, persoane cu dizabilități și pensionari. Totodată, prin acest proiect, se va întări relații de cooperare dintre primările sus menționate. În acest context, rog susținerea proiectului. Mulțumim. Într-adevăr, felicitări celor din Sărata Galben și părinților și a copiilor și mulțumim tare mult României, pentru că, iată, și România în general, dar și oamenii și localitățile concrete din România ajută cetățenii din Republica Moldova. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Eu vă mulțumesc și ne dorim o zi productivă în continuare.